Cât mai aveți? Până luni. Aia, haideți că nu mai e mult. Ia spuneți-mi. Păi, primând, v-am trimis de acum de un minut un răspuns juridic la ce mi-a trimis. Eu cred în continuare că ei au dreptate. Mitrache. Mitrache, da. Da? Da. Ei sunt disponibili la dialog, dar văd că dumneavoastră între timp ați luat contoarele de apă, gaz, adică s-au întrerupt utilitățile. Păi noi respectăm legea și ducem la bun sfârșit, în condițiile în care dânsul nu s-a oprit, noi ducem la bun sfârșit până în aplicarea deciziei, care înseamnă evident și debranșare. Adică în condițiile în care noi v-am transmis, haideți să-și oprească plângerile, haideți să-și retragă dosarele și haideți să vedem după aia ce facem. Și el, următoarea chestie, dă un telefon în care îl amenință pe directorul ATP și îl înjură de mamă. În condițiile astea, ce să mai discutăm, domnul Onicușor? Adică ați văzut, ați ascultat în înregistrarea aia. Da, dar n-am înțeles că a fost dată imediat atunci. Da, a fost dată acum două zile, imediat după ce noi, eu și cu dumneavoastră am decis că încercăm să găsim o soluție. El sună din nou, până a zis că era legat de criza, de coronavirus, deși vorbește. Adică el în continuare o ține pe-a lui. Da, nu știu. Nu, eu încerc să nu mai înțeleg nimic, nici, dar în sfârșit, ok. Mă depășește chestia asta, nu reușesc să înțeleg. Da. Bun, eu am vorbit mai mult cu ei. Avocatul lui e mult mai cerebral decât Mitrache. M-a convins să ajungă la o înțelegere. Singura întrebarea lor este că ei, dacă își retrag plângerile, nu mai au practic nimic la mână cumva. Că nu pot nici să le mai depun odată ca ieșit din termen și dacă dați o altă dispoziție de demolare, deci cumva teama lor e de care e garanția că înțelegerea e respectată. Dar bine, asta e o altă, adică eu aș vrea să mă opresc cu telefonul fără fir, aș vrea să mă pun în contact ca să... Da, vă dați seama, doar pentru că dumneavoastră ați garantat de la începutul acestei relații, ați garantat pentru el, e clar că și dumneavoastră trebuie să fiți implicat. Adică nu mă ne trimiteți până la o discuție cu el în condiții în care el se poartă așa cum se poartă cu noi. E clar că singurul motiv pentru care noi am trebuit să stăm de vorbă cu el sunteți faptul că dumneavoastră garantați pentru el. Și nu mă refer la avocat, eu vorbesc de el. Noi cu el am avut probleme. El ne-a amenințat polițiștii, el vinde droguri, el a fost acuzat de prostituție, că are fete la produs, adică e vorba de el, avocații sunt avocați, dumneavoastră sunt dumneavoastră, dar eu vorbesc de el și cred că conversația aia pe care v-am dat-o, înregistrarea aia, vă spune totul, adică aia înregistrare pe care el a făcut-o. E clar că n-ai cu cine să discuți la capitolul ăsta, din moment ce el face o astfel de înregistrare. Dumneavoastră n-ați face niciodată o astfel de înregistrare, sunt convins de asta. Dar, ok. Adică, știți ce vreau să vă rog? Puneți-vă puțin în locul nostru. Ce ați face? Să zic că dumneavoastră ați fi acum la cârma primării sectorului 4. Ce ați face? Că sunteți clar, ocupați o funcție importantă, s-ar putea să ocupați o funcție și mai importantă. Ok, ce ați face dacă ați fi în locul nostru? Ați sta de vorbă cu un astfel de personaj, chiar dacă cineva ar veni să garanteze pentru el? Dacă el vinde droguri sau face prostituție, aș încerca să-l prind instituțiile care se ocupă de asta. Dar ok. Dacă respectă asta cu clădirea, eu cred că el are dreptate. Da, ok, bine, e punctul dumneavoastră de vedere pe care nu sunt de acord cu el, dar vi-l respect, pentru că... Adică v-am și dat un răspuns scris, tocmai, că de asta am întârziat, să citesc toate, din nou, toate legile și astea, și eu sunt convins că el are dreptate. Da. V-am spus singur motiv pentru care noi mai stăm de vorbă despre acest caz cu acest personaj este faptul că dumneavoastră ați garantat pentru el. Pentru că altfel, domnul Nicușor, dar nici n-am mai fi stat de vorbă despre acest subiect și am fi dus la bun sfârșit punerea în aplicare a legii. Da. Faptul că dumneavoastră ați intervenit și ne-ați vorbit să găsim o soluție și să
și să ne oprim, stăm de vorbă, dar după cum vedem, nu avem cum să stăm de vorbă dacă el se comportă așa în continuare. Ok, bine, păi... Ok, o să iau acel lucru, o să iau ce mi-ați dat noastră și vedem mai departe ce se întâmplă. Da. Ok? Dar spuneți-mi un lucru, că am o curiozitate. Dumneavoastră personal v-ați întâlnit vreodată cu Mitrache ăsta? Personal, dumneavoastră, față în față? Și ce părere v-a făcut? M-am întâlnit cu el și cu soția și cu avocatul și am dus la avocatul poporului. Și ce părere v-a făcut personalul ăsta? Cu mine? Într-o relație foarte civilizată. Pentru că el și de dumneavoastră vorbește foarte, în niște termeni foarte nelaloculoși, să spunem așa. Că vin cu fratele meu Nicușor, că vă fac eu cu Nicușor, că vă pune Nicușor cu botul pe lave, că am aranjat cu Nicușor să nu se atingă nimeni de mine, de la sectorul 4. Adică el așa vorbește despre dumneavoastră și aici eu știu foarte bine ce vorbesc. Da. Ok, bine, am înțeles. O să iau actul pe care mi l-a scris și ține legătura, domnul Nicușor, da? Da, și deci eu vă transmit că disponibilitatea lor de a-și retrage plângerile penale, de a șterge postările, de a cumva trebuie să ajungem la medierea asta, cumva, să și eu acolo, dacă e nevoie. Nu, fără dumneavoastră, clar, noi nu avem ce să discutăm cu acel personaj. Faptul doar că dumneavoastră ați garantat pentru el ne face să mai stăm de vorbă, altfel nu. Okay. Bine, vă mulțumesc foarte mult și țin legătura. Bine, să trăiți.